Conform legislației în vigoare, pentru asigurarea gărzilor în secțiile ATI este nevoie de câte 2 medici pe linia de gardă, un medic pentru asigurarea asistenței medicale la paturi și un medic pentru asigurarea activității de anestezie. 60% din spitalele din România nu respectă acest normativ. Deficitul de personal se resimte și la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu-Vâlcea, unde ar mai fi nevoie acum de 8 specialiști în secția ATI. Am publicat 8 posturi de medici ATI și 6 posturi de radiologie, la asta nu s-a scris nimeni, bineînțeles, pentru că e o problemă națională. Sunt specialități deficitare și aici este evident anestezia, terapie intensivă, radiologia, deci atât de medicină de urgență. Din păcate, nu e o problemă care se manifestă doar la nivelul județului Vâlcea. Facem față cu greu în ATI și în radiologie, cu acoperirea tărilor și a gărzilor, în ceea ce privește medicii. Veți relua concursul? Bineînțeles, sunt reluate la acest moment toate cele posturi de care v-am povestit. Se publică în Viața Medicală, care este ziarul oficial în care se publică posturile de medici, dar, din păcate, adresabilitatea este foarte mică și, vă repet, nu numai la Râmnicu Vâlcea. Sunt multe spitale din țară în aceeași situație. Vâlcea, din păcate, beneficiază de o situație neplăcută în ceea ce privește ATI-ul, pentru că există o singură secție de ATI funcțională în tot județul și sunt puține județe în țară care să aibă o singură secție funcțională. Pe structură mai există secții de ATI și la Trebeșani și la Horeț, dar ele sunt nefuncționale din lipsă de personal medical specializat. Secția de terapie intensivă a fost una dintre cele mai solicitate în timpul pandemiei de coronavirus. Aici au ajuns vâlcenii cu forme grave de SARS-CoV-2 care au avut o afectare pulmonară mare.